Doamnelor și domnilor, în numele organizatorilor, vă adresăm rugămintea de a respecta măsurile de prevenire și combaterea virusului SARS-CoV-2, păstrarea distanței fizice și purtarea măștii de protecție. Organizator principal.
Am rugămintea, mergem toți pe lângă bordură, fotografii în spate, da? Camerele în față, vă rog mult de tot. Deci asta va fi linia. Hai. Sprijin linia aici, deci toți, asta e linia, vă rog mulă, ca să vină și să stea cu dumneavoastră. Se primește onor, pe care vor merge la tribună și îl desfășurăm. Hai să trebuie. Dau așa, am un pic. Eu am pasta, rog. Da, eu stai să-l facă și la mine. Da, bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit astăzi, 1 decembrie 2021, la ceremonia militară și religioasă dedicată Zilei Naționale a României. Activitatea se desfășoară într-un cadru restrâns din cauza pandemiei de COVID-19. În acest context, vă adresăm rugămintea de a respecta măsurile de prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2, păstrarea distanțării fizice și purtarea măștii. Pentru buna desfășurare a evenimentului, vă rugăm să vă mutați telefoanele mobile pe modul silențios. De asemenea, în numele organizatorilor, vă adresăm rugămintea ca în semn de respect față de simbolurile naționale, pe timpul ceremoniei și în mod special pe timpul intonării imnului național al României, să adoptați un comportament demn. Vă mulțumim pentru înțelegere. În urmă cu 103 ani, prin hotărârea Marii Adunări Naționale întrunită la Alba Iulia, se înfăptuia statul național unitar român. 1 decembrie este un prilej atât de sărbătoare, cât și de cinstire a memoriei tuturor românilor care și-au dat viața pentru țară. Stimați participanți, ceremonia militară și religioasă de astăzi debutează cu primirea onorului gărzii de onoare și salutarea în apelului de luptă de către prefectul județului Buzău, domnul Daniel Maria Țiglea, însoțit de către comandantul bazei aeriene de instruire și formare a personalului aeronautic Boboc, domnul general de flotilă aeriană, Ovidiu Baran. Gardă la viață! Gardă! Drept! Mergeți pe stânga, prezentați! Hop!
În continuare, corala bărbătească ortodoxă Credo-Indeo a seminarului teologic ortodox Chesarie Episcopului Buzău, dirijor preot Janin Cristian Oprea, împreună cu muzica militară a diviziei 2 Infanterie Cetica, vor intona imnul național al României. Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață plăcătoare și de desfățitei trăim, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Bucura adevărului, care pe tine ești, pe toate primești, Mișierul Pământărților Sfântului de viață, vină și să răjuiește în noi și ne plăcește pe noastră Dumnezeu și nu crește în urmărețurile noastre. Mi-am venit Dumnezeu de Sfinte Tare, Sfinte Părere Moarte, miluiește pe noi, Sfinte Dumnezeu de Sfinte Tare, Sfinte Părere Moarte, miluiește pe noi, Sfinte Dumnezeu de Sfinte Tare, Sfinte Părere Moarte, miluiește pe noi. Salutare!
Fiului și Sfântului Duh, și acum și vorbea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trei, miluiește pe noi, oamenii plăcești pe partea noastră, să nu iată pe legile noastre, Sfinte cercetează și Sfinte Ființe noastre, pentru numele Tău. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și vorbea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicdean. Care este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Și pentru ca să ne vrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu nostru să-L rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, deci, nouă, ce ți se pare, se cuvine să te întoarce cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vileșugul lor, a zis, ce mai ispitiți, fățarnicilor, arătați-mi banul de dragie. Iar ei au adus un dinar, Iisus le-a zis, al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei, ale cezarului. Atunci a zis lor, dați-se cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm. Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată nevăsitirea, a cărui iubire este demonstrată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște rog nevrednici și umilință, aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român, prin marea Lui iubire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Nepăcătorul, îl slăvim, îl scântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta, mulțumim, rugând cu milință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor Tăi și cu milostivirea ei verificare să se împlini cererile, așa și acum înainte învrednicește-ne a sporit dreapta credință, în dragostea cea către Tine, către aproapele, către țara noastră România și întru toate faptele ce bune. Și a dobândirea de Tatălui mie face împreună cu toți credincioșii Tăi.
Mântuiește-ne de toată rea întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, conducătorul nostru, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și înalță. Înnoiește inimile judecătorului Duhul cel drept ca luminează și învață tot adevărul. Revasă-mi, păstorul, și sfătuiește poporul în Duhul nepătării de sine, pe care le-a dat Sfântul și Apostolul care trebuie în lume la provirea Evangheliei. Iisus Hristos, noștri români, vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țara noastră, România. Iar pe noi toți români, învrednicește să sporim în faptele cele bune, care fac pe oameni după chipul și asemănarea. Pomenește, Doamne, pe favoritorii mari uniti, pe toți eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și eternitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit iubirea și fericirea părinților noștri, când chemau ei ajutorul și bunătatea asupra lor și asupra țării noastre, România, în care se stabilește mereu tău. Și ne fericește pe toți, ca totdeauna, mulțumire să aducem cele de acum să străim și să stăm ție, și cel ce-am făcut al tău, Părinte, și prea Sfântul și Bunului de viață, Părintele Duh. Dumnezeu, ce ți-a stăpit în locuință, slavă ție, Dumnezeu nostru! Dătătorul nostru de divine, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate din Maicii sale și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne miluiască de pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. La mulți ani, Dumnezeu să binecuvinteze România. Servicii religioși s-a încheiat. Dragă drepți, acoperiți, dată pe loc de pauză. Stimați participanți, adresăm invitația primarului municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să ia cuvântul. Dragi buzoieni, dragi români, 1 decembrie 1918 este cea mai importantă zi pentru neamul românesc. Acest 1 decembrie 1918, când România a fost reîntregită și a fost o Românie mare. Din păcate, nu mai aveam acea Românie de atunci, dar cel puțin din 1947 până la zi, granițele nu s-au schimbat. Acel 1 decembrie 1918 nu putea avea loc dacă nu exista acel 27 martie 1918 când s-a făcut unirea cu Basarabia. Și cel care a sprijinit și a desăvârșit acea unire a fost buzoianul nostru Alexandru Marcoman, prim-ministru al României la acea dată. Buzăul preamărește această zi, inclusiv prin această cale a eroilor pe care am inaugurat-o atunci când am sărbătorit centenarul în 17 și 18 mai 2018. Atunci am refăcut cu acel prilej și cimitirul eroilor și toate momentele și biserica. Am inaugurat și această galerie foto-istorică, pentru că să nu uităm niciodată
că această zi de 1 decembrie este o zi a comemorării și omagierii eroilor noștri, iar eroii buzoieni au dat o lecție pentru întreaga țară. Au fost prezenți și în 1977-1978, atunci când s-au luptat pentru independență, și în al doilea război balcan, primul război mondial, doilea război mondial, război antifascist, anticomunist, și, bineînțeles, sacrificiul adus de eroii noștri în Afganistan. Buzău a ales calea cea dreaptă, ne dezvoltăm astfel încât să fim mândri că suntem buzoieni, să fim mândri că suntem români. Am ales calea cea dreaptă și o vom continua. La mulți ani, dragi buzoieni, la mulți ani, dragi români, la mulți ani, România! Mulțumim, domnule primar, pentru cuvântul prezentat. Stimați participanți, adresăm invitația președintelui Consiliului Județean Buzău, domnul Petre Emanuel Neagu, să ia cuvântul. Dragi buzoieni, domnilor general, doamnelor și domnilor ofițeri și subofițeri, onorat auditoriu, astăzi este cea mai importantă zi din viața noastră a românilor. Este ziua în care s-a înfăptuit visul de aur al românilor, Marea Unire. Nu am decât un mesaj simplu și din inimă. Ce aș putea să le scrie astăzi? La mulți ani, dragi români, să fiți iubiți de Dumnezeu, să nu uităm să gândim în fiecare zi că suntem români, să nu uităm să iubim România în fiecare zi, să ne gândim în fiecare zi că aici ne-am născut, aici ne-am format, aici este locul nostru, aici este neamul nostru strămoșesc. Un sincer la mulți ani pentru românii din Buzău, pentru românii din București, pentru românii din Bucovina, pentru românii din Chișinău și oriunde s-ar apăla. La mulți ani România, la mulți ani români. Și ar mai vrea să spun ceva. Haideți să nu mai ne supărăm pe România niciodată. Unii, mai ales politicienii, să supărăm pe țara asta. Nu. Nu trebuie să ne supărăm pe România. Trebuie să ne supărăm ca anumiți români, ca anumiți conducători, care uită venirea pentru care au fost aleși sau sunt puși în fruntea țării. Încă o dată suntem un popor minunat și merităm tot ce este mai bun în lume. La mulți ani, România, la mulți ani, România. Mulțumim, domnule președinte, pentru cuvântul prezentat. Doamnelor, domnilor, stimați participanți, adresăm invitația prefectului județului Buzău, domnul Daniel Valen Țiclean, să ia cuvântul. Avem aici în spatele nostru cimitirul eroilor. Este cel mai mare cimitir al eroilor din România și unul din cele mai mari cimitire din Europa. Astăzi ne amintim de eroi care au căzut în războaie, ne amintim de Băcescu, de Cugălnician, de Cuza, de Brătie, de Alexandrii, de Corești, de Avan Neagu și ne amintim de cea mai lungă domnie din istoria românilor, cea de 48 de ani a regelui Carol I, care a pus bazele modernizării României. De asemenea, pentru realizarea Unirii, a fost nevoie de o solidaritate totală a națiunii române. În 1917, la Crăciun, în plin război, regele Ferdinand a promis în proprietăria țăranilor care și-au jertfit și-au participat, și-au jertfit viața și-au participat la război. Acest act, această promisiune, s-a îndeplinit în decembrie 1918 și astăzi s-a declanșat ceea ce a fost, de fapt, cea mai mare reformă agrară din istoria României. A fost un act de solidaritate generală la care elita politică a vremii a participat fără să stea pe gând. Revenind la zilele noastre, în ultimele luni, aici la noi, la Buzău, am dus un război. Am dus o luptă grea în care principalii eroi au fost cadrele medicale, medicii, asistentele și toți cei care lucrează în sistemul sanitar din județul Buzău.
I-am invitat aici și le mulțumesc încă o dată pentru eforturile pe care le-au făcut și pentru câte vieți de Buzoieni au salvat. Mulțumesc comunității Buzoieni pentru modul exemplar în care au dat un exemplu de solidaritate și unitate față de sistemul sanitar și închei față de Buzoieni spunând că familia mea este aici, casa mea este aici și așa vreau să rămână. La mulți ani Buzoieni, cu Dumnezeu și gândul bun. În continuare, când îmi revine misiunea să dau citire mesajului din partea Guvernului României. În 1 decembrie 1918 va rămâne pentru totdeauna în istoria poporului român drept ziua triumfului idealului național unitate. Rostită pentru prima dată în Revoluția de la 1848 și reușită doar parțial la 1859, Marea Unire a avut loc după un lung șir de lupte, după nenumărate sacrificii umane și materiale. Voința exprimată la Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia, a desăvârșit în mod democratic unirea Basarabiei, Bucoviei și a Transilvaniei cu România. Marea Unire este continuarea victorioasă a voinței românilor și rămâne cea mai frumoasă pagină din istoria României. O lecție despre perseverență și coeziune, care acum ne este deosebit de utilă și necesară. Pentru că, dragi români, doar prin efort comun vom putea depăși perioada dificilă pe care o traversăm. Știu că vom reuși să trecem împreună prin aceste greutăți și am încredere, curajul și credința românilor că unitatea rămâne una dintre valorile de neprețuit ale națiunii noastre, care ne inspiră și ne motivează să mergem mai departe. Pentru mine, eroii acestui an sunt românii, care, în ciuda crizei generate de pandemia de COVID-19 și a suferințelor, au muncit, au fost solidari, au făcut sacrificii și au depus zi de zi eforturi în această luptă dură cu virusul. Le mulțumesc în mod special tuturor celor care fac parte din personalul medical și au luptat în linia întâi pentru a salva vieți și pentru limitarea efectelor pandemiei. Dar să nu uităm niciodată sacrificiile înaintașilor noștri pe care le cinstim cu luarea minte. Ne onorăm trecutul cu speranța că lecțiile istoriei reprezintă o pildă pentru fiecare dintre noi. Să luptăm pentru un viitor mai bun și mai prosper. Dragi români, de ziua noastră națională, pe data de 1 decembrie, la începerea ceremoniilor, vă îndemn pe toți cei care simțiți și trăiți românește să ne gândim împreună timp de un minut la eroii neamului românesc care s-au jertfit pentru Marea Unire. Un minut în care să ne regăsim cu toții, indiferent unde suntem, indiferent de conjunctură, indiferent de opțiunile politice. Vom trece cu bine peste aceste grele încercări, la mai bine de un secol de la unirea tuturor românilor, având în suflet și în inimi reușita extraordinară a înaintașilor noastre. Prin determinare, unitate și sacrificii au oferit sens vieților atunci și viitorului nostru astăzi. La mulți ani, dragi români, trăiască România, prim-ministru al României, Nicolae Ionel Ciucă. Mulțumesc frumos! Mulțumim domnului prefect pentru cuvântul prezentat. Stimați participanți, adresăm invitația comandantului bazei aeriene de instruire și formare a personalului aeronautic Coboc, domnul general de flotilă aeriană Ovidiu Bălan, să ia cuvântul. Domnule prefect, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, ucenicii părinți, doamnelor și domnilor participanți, dau citire mesajul șefului statului major al apărării cu prilejul zilei naționale. Unitate, identitate, relevanță. Sunt cuvintele ce descriu cel mai important moment al istoriei naționale, ziua Marii Unii. Proclamarea la 1 decembrie 1918 a Unii Transilvaniei, Banatului, Crișanii și Maramureșului cu România, prin glasul unanim al celor 100.000 de români veniți la Marea Nare la Alba Iulia, desăvârșea România Mare. A fost firească decizia în anul 1990 a poporului român, liber de a institui data de 1 decembrie ca zi națională. Evenimentele istorice au fost determinate de proiecte strategice, vizionare, susținute întotdeauna de oastea țării, indiferent de preț. Pierderea Armatei României în războiul de reîntregire, pe durata primei conflagrații mondiale, s-a uitat 800.000 de morți, răniți și dispăruți. Unirea principală de române, războiul de independență, Marea Unire de la 1918,
Revoluția română din decembrie 1989, integrarea NATO, aderarea la Uniunea Europeană au fost victorii ale națiunii române în ultimele două secole. În 1918, Oasca Română avea misiunea să apere hotarele României Mari. În anul 2021, apărarea granițelor României coincide cu apărarea flancului de est al Alianței Nord-Atlantice și a frontierei de est a Uniunii Europene. Organismul internațional din acolo comunitate de valori, România face parte. O armată puternică înseamnă o națiune puternică. La 1 decembrie 2021, instituția apărării este în plin proces de consolidare a capacității defensive. Armata și credibilitatea pe care o are în rasa europeană, euroatlantică și de parteneriat strategic cu Statele Unite, constituie efectul unei posturi de descurajare și apărare în zona sahariană a NATO și UE. De ziua națională, mai mult ca în orice zi anului, avem datoria să omagim trecutul, să prefim prezentul și să insuflăm generațiilor tinere idealurile naționale în lumina valenților spațiului euroatlantic. Sărbătoarea de astăzi s-a plătit pe dedicarea și sacrificiul unitarilor români pentru îndeplinirea misiunilor care au fost îngrădințate și poartă garanția stării prezente de pregătirea armatei pentru îndeplinirea tuturor misiunilor ce revine. Doresc colegilor de armata României, militari activi, în rezervă și etaje, familiilor și celor dragilor, să poartă aceeași realitate instituției militare, indiferent de lotățile menire de ocean. Iar atunci când sunteți la datorie, păstrați în gând sâmbătul copiilor la trecerea armatei pe sub altul de primos. La mulți ani, dragi camarazi! De ziua națională, am voia să vă urez tuturor sănătate, putere de muncă, bucurii și realizări. La mulți ani, România! Armata țării îți prezintă onorul. Semnează șeful statului major al apărării, general Daniel Petrescu. Iar acum permiteți-mi și numele personal câteva cuvinte, și mi-aș permite să iau puțin mesajul șefului apărării, două fraze în care spunea de ziua națională mai mult ca în orice zi a anului, avem datoria să omagim trecutul, să prețuim prezentul și să ne insuflăm generație tinere idealurile naționale. Pe 29 noiembrie, la cu două zile în urmă, am avut onoarea de a sărbători pe Tănase Delcea, veteran de război, care a împlinit 100 de ani, pe 29 noiembrie, buzoian din comuna Zidul. A luptat pe front, închis în lagăr timp de 7 ani, a ajuns cu greu acasă pe jos. Azi, alături de noi, aici în tribună, este unul din aceia care a făcut posibilă sărbătoarea de azi. Vorbim de sergentul Constantin Orzaru, născut la 1 decembrie 1922, în localitatea Goldu, Buzău. În 1942 a fost înrolat și primit pe front. A traversat munțitatea, iar moartea în jur era ceva firesc, ne spunea domnul sergent. Îi datorează bunului Dumnezeu faptul că a venit nevătămat acasă în 1945. Din tot plutonul din care a făcut parte, doar 4-5 camarazi s-au mai întors acasă, își amintește domnul Orzaru. Tănase Delcea, Constantin Orzaru și tuturor celor care au făcut posibilă sărbătoria Zilei Naționale a României, azi le mulțumim, îi prețuim, le prezentăm onorul. La mulți ani, Orzaru, la mulți ani, Delcea și un gând către cei care nu au avut șansa de a mai ajunge acasă, pentru că noi astăzi să avem această sărbătoare. La mulți ani tuturor românilor, oriunde s-a aflat, am vrea să salut.
Mulțumim domnului general de flotilă aeriană pentru cuvântul prezentat. Onorată asistență, în cele ce urmează are loc realizarea dispozitivului de defilare pe timpul căreia muzica militară, divizie 2, infanterie cetica și corala bărbătească ortodoxă Credo Indeo a seminarului teologic ortodox și distanie episcopul din Buzău vor ritura imnul diviziei 2, infanterie cetica, compozitor maior de lui Cristian Burbe. La un metru de bordură, vă rog. Gardă, Marias! Gardă, Rez! La un metru de bordură, nu ai de ce nu-i din curând. Pentru realizare, cinci pași înainte, pași! Gardă, la treabă! Da! Gardă, înainte, pași! Stai repede, da? Urmează defilarea militară. România, de ziua ta, îți prezentăm onorul. Detașament de valier. Detașament de drept. Pentru defilare. Cu onorul spre dreapta. Înainte. Marș! Thank you.
informarea maestrilor militari și suboficerilor pentru cele trei arme de bază cu forțe aeriene, aviație, radiolocație, artilerie antiaeriene și rachete sol-aer. Locul de paradă al Ministerului Apărării Naționale este încheiat de militari. Grupul 4 EOD, care defilează împreună cu câinilor specialiști EOD. Locul de defilare al Ministerului Afacerilor Interne este deschis de către detașamentul Inspectoratului de Gardare Județean Buzău, format din garda drapelului de luptă și plutonul de jandar pe situații speciale și antiteroriste. Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Buzău, detașamentul constituit din echipaje, peste trans pompieri, structuri de intervenție, grădina de localizări, stinge din cestilor, precum și al salvării persoanelor și al bunurilor materiale. Comunicațiile sunt asigurate cu echipament modern cu sasă de frecvență. Automaticul
Sfântului Corban Tartesrii, beneficiază de protecție balistică, datorită formei bune, cu vizări împlinirii la carogării. Acesta poate fi facultat fără demonstrarea unor elemente de carogării. Sistemul spaiilor de reuzită o categorie și la fel de abilitate de jape, destinate pentru tuta corelabilitatea. Lansatorul spaiilor este un sistem portabil electromobil de la starea acestor finale și este utilizat în urmările de activitate în urmările transporturilor vehiculelor militare. Pentru prima dată la parada militară de militare eroilor, prin fața de secoastră trece acum detașamentelor constituit din trei lansatoare M-142 HIMARS, ale primului 8 rachete operativ tactice, Alexandru Iacuza din Bucean. Instalația de lansare HIMARS este o mijloc autopropulsă de trecere de foc, cu posibilitatea de a fi transportat pe calea aerului cu o mare putere de foc, capabil să lovească o camulare de resistere din punerea alunicării sportivului navii. Defilează rolul speciale de poliție militară Dacia Duster din dotarea batalionului 203 de Chitrița, destinate controlului și controlului circulației și care execută misiuni de construcție a coloanelor militare, aparținând autorităților străine și proprii. Și rural. Autospecială
42, utilizată pentru intervenții complexe, extindere a incendiilor și salvarea persoanelor din construcții cu înălțimi de până la 42 de metri. Auto specială de descarcerare, utilizată pentru descarcerarea persoanelor victime ale accidentelor rutiere, precum și pentru acordarea primului ajutor medical calificat, până la sosirea unui echipaj cu capacitate de transport. Deci, ce-i spate, spate? A prezit-o rol, nu fi familiară, a divizii 2, a 3,